aici prima oră pe Prime și în 24 mai e momentul în sfârșit să vorbim despre noutatea muzicală de la Stella Boțan și Cristi Condrea. Bună dimineața, prieteni! Bună, bună! Bună dimineața! Salut, salut! Ce mai faceți? Dar ce facem? Uite, ne-am trezit dis de dimineață ca să prezentăm ceea ce am lucrat și am pregătit cu atâta dragoste alături de Cristian Condrea. Așa. O dragoste artistică, dacă vrei. Pentru că niciodată nu m-am gândit că o să facem un duet cu el, deși lucrăm de mult timp împreună. Cristi, avea Stella motive să nu bănuiască că veți face vreodată vreun duet? Probabil că avea, dacă zici așa. Bine, cum se numește piesa, pentru că noi suntem gata să vedem videoclipul după care stăm de vorbă? Figura ta se numește piesa. Da. Figura ta. Ia să vedem ce figură ați prins voi în videoclip, după care revenim la discuții. Nu
ce final frumos. O melodie caldă ca o ploiță de mai, măi băieți și fete. Stella, nu te pierde? Te-ai emoționat? Da. Tocmai am văzut videoclipul pentru Figura ta de la Stella Boțan și Cristian Condra, doamnelor și domnilor. Iată-i aici deja. Felicitări, ce să zic, pentru bun început. Mulțumesc mult. Spuneam că e ca o ploiță de vară. Am zis de mai, dar hai să fie mai caldă de vară. De vară, dar chiar piesa chiar e de vară, după părerea mea și cred că și a lui Cristi, pentru că noi, cumva, când am creat-o, am zis să fie ceva așa mai ușurel, știi? Mai, chiar dacă versurile sunt despre despărțire, nu știu dacă ai reușit să le asculti. Eu nu zic că e ușor, eu zic mai bine că e cald. Pare e călduț, cald, da? Călduț. Frumos. Da, nu poate să fie ușor, că ați depus greutate, inspirație și creație aici. Nu, asta și ideea, că nu e, deci, nu e greutate, anume că creația e ușoară, știi? Când lași, dai drumul la toate gândurile și apare, uite, acea lumină care se transpune și în peste. Cristi, cum ați reușit să găsiți această fuziune, ca să zic, cu Stella? Cum ați apucat să faceți această colaborare? Știi, a fost foarte ușor. Noi improvizam în studio într-o zi și am început să cânt câteva acorduri, după care Stella a început să îngâine o melodie și așa a apărut refrenul. După care m-am conectat și eu, a apărut strofa și post-refrenul și am zis că trebuie neapărat să facem o piesă. Și atunci a apărut ideea de colaborare, după care am spus că se merită de filmat. Și am apelat la Daiquiri Studios. Băieții sunt foarte bravo, le sunt foarte recunoscător pentru ce a făcut. Apropo de filmat, vreau să remarc, spuneam și mai devreme, nu pricep în cum se filmează, adică toți parametrii ăștia tehnici, dar chiar îmi place cum arată. Pe bune! Da, eu am rămas surprins, da, da. Noi suntem satisfăcuți de rezultat și le mulțumim încă o dată lor. Au participat activ și în filmări cu cadrele de backstage. A ieșit foarte, foarte, foarte frumos. Eu sunt sigur că o să mai apelez la ei și sperăm că poate împreună cu Stella cumva mai facem colaborări și la fel mai lansăm de clipuri frumoase. Bucurat să-l revăd și pe Iulian Toboșaru, care e la taburetul ce l-am uitat cum se numește. Cajon. Cajon, da. Dabigean aceea. Dabigean. Da. Și cine sunt ceilalți băieți? Alex Dubasov, la bas-chitară și deja eu cu Stella și băieții din echipa de filmare. Am înțeles. Ce planuri aveți cu acest videoclip? Îl dați mai departe peste Prut? Noi deja l-am dat peste Prut. Da. El a fost și plasat de pe un canal din România și tare sperăm că o să placă, probabil nișat cumva o să fie targetul și publicul care o să-l vadă și o să-l asculte. Nu cred că e atât de nișat, pentru că e o piesă care poate fi ascultată și la un post cu heavy rotation. Foarte bine, am auzit piese din această direcție muzicală, ca să zic. Asta da, cred că eu îl văd undeva, știi, mergi la volan și asculti piesa asta și așa l-am văzut inițial când Cristi mi-a trimis ultima producție, am zis că da, asta e, o să fie ascultat la radio, tare sperăm mult că o să se întâmple lucrul acesta. M-ai întrebat de creație și am vrut să-ți mai zic eu gen o chestie legată de Cristi, anume se întâmplă ceva în momentul în care noi doi ne întâlnim să creăm, pentru că am mai lucrat și cu alți oameni, dar cu el așa senzația am de parcă, nu știu, ne ia un val și ne duce, știi, și în vreo câteva minute apar piese și mai avem demo-uri la care cred că o să lucrăm. Vă lăsați duși de valul creației. Da, am observat această, ca să zic eu așa, simbioză reușită. Vă felicităm încă o dată, vă mulțumim și abia așteptăm celelalte creații. Nu ne oprim aici, nu ne săturăm. Între timp dăm like-uri videoclipului pe YouTube și peste tot. Mulțumim tare mult! Mulțumim și noi! Mulțumim, Stella, Cristi, papa, să aveți o săptămână așa cum vă doriți, pa, pa. Și vă mai așteptăm la prima oră. La fel, o zi frumoasă! La revedere!